Bună! Asta cred că este a cincea zi în care încerc să fac un vlog. Numai n-am putut să mă țin de vloguit, așa că zilele trecute filmam puțin și pe-a uitam complet. Așa că astăzi am zis să încerc din nou, să vedem ce iese astăzi. Mi-am luat aminte acum când am urcat mașina, zic stai că poate fac vlog azi. Nu știu ce facem azi, o să mergem la piață, probabil o să mergem și să ne uităm la un magazin de saltele. Am cumpărat un pat nou de la Ikea, probabil o să vi-l arăt când ajungem acasă. Am cumpărat pat nou, așternuturi, dar nu avem saltea. Așa că acum trebuie să cumpărăm o saltea și sunt așa de scumpe, am furisitele astea de saltele. Deci sunt așa de scumpe. În fine, am vrut să încerc să fac un vlog din nou astăzi. Sper să-mi reușească și dacă da, mă iau cu mine și ne plimbăm împreună azi. Am fost la magazinul de saltele, dar nu am filmat acolo pentru că eram singurii oameni în magazin și vorbeam cu domnul care ne ajuta acolo, așa că nu puteam să scot telefonul și să încep să filmez. Am găsit o saltea, $400. Saltele astea sunt așa scumpe. Acum suntem la Sam's Club. Sam's Club este un fel de metro. Nu este metro în România, ceva de genul metro cel gros, unde vând chestii în cantități mai mari. Au pus deja decorații de Crăciun. Cred că majoritatea magazinelor au deja decorațiile de Crăciun scoase. Și au și mai au și bomboane de Halloween. Mi-aș cerut câteva dintre voi să fac un vlog de Halloween, să vă arăt cum se sărbătorește Halloween aici. Poate o să fac asta, dar nu știu ce facem anul ăsta, dacă mergem trick-or-treating cu Connor, adică la colindat să cer să ia bomboane de la oameni sau dacă o să stăm acasă să dăm bomboane. Așa că vedem anul ăsta, vedem dacă ori stăm acasă, ori dacă mergem trick-or-treating. Una din două. Dar poate o să fac un vlog atunci, o să încerc, nu promit, dar o să încerc să fac un vlog ca să vă arăt ce face lumea aici de Halloween. Dar lumea decorează aici, decorează foarte tare, unele case își pun luminițe, ornamente de fel și fel, au petreceri unii oameni, dar depinde de fiecare cum dorește să sărbătorească Halloween. Dar de aici la Sam's Club cred că o să cumpărăm făină, zahăr și scudece și poate niște carne de pui, niște piept de pui și cum atât. Astăzi m-am machiat cu aceleași farduri cu care eram machiată în filmulețul cu mai multe lucruri despre mine. Sunt machiată cu paleta Ruby Rose. Asta am. Bine, în afară de fardul mat din pliu și de dedesubt pe care îl vedeți pe plapa inferioară, alea sunt farduri mate. Dar sunt foarte încântată de paletuza asta de la Ruby Rose. O folosesc în continuu de 2 săptămâni. O folosesc în fel și fel de combinații și îmi place tare mult. Oh, ce... Nu știu ce, rămân fără aer, încerc să vorbesc și uit să mai respir și... Băi, mă, cam că trebuie să respir. Ne-am oprit să mâncăm o felie de pizza. Eu mi-am luat cu pepperoni și Braș a luat cu cărnați, pepperoni și bacon, cred. Au aici, la Sam's Club, au și mâncare, acolo este meniul lor. Îmi plac hot dogs pe care iau aici și îmi place și pizza lor. Sunt chestii destul de ieftine. O felie de pizza este $1.98. Bine, $2 și cu taxe și dacă ții combinație pizza cu suc este $2.50. Așa că o să mâncăm pizza și după aia plecăm. Ne pregăteam să plecăm să ieșim pe urși și pe aia. Hai să ne oprim să mâncăm mai întâi, așa că o să mâncăm și după aia plecăm și vedem unde mai mergem. Acum am ajuns acasă, ne-am oprit puțin acasă, suntem în garaj. Ne-am oprit ca să scoată Brad mâncarea pe care am cumpărat-o de la Sam's Club ca să nu se strice. Aici este destul de cald. Sunt 22 de grade, cred, astăzi, încă nu s-a răcit vremea prea tare aici și ne-am gândit că dacă tot o să mergem la cumpărături și să ne mai filmăm toată ziua, să nu umblăm cu mâncarea în portbagaj după noi. Așa că acum lăsăm mâncarea acasă și urmează să mergem și la Walmart să facem cumpărături și acolo. O să cumpărăm chestii din astea de curățenie, de igienă, pastă de dințiață, dentară, chestii din astea. Așa că voi eu cu mine să ne plimbăm și pe la Walmart. Și am ajuns și la Walmart. Acum îl aștept pe Brad. Am fost până la baie și el se uita la costumele de Halloween cu Connor. Așa că îl aștept să vină aici la fructe. Mă uitam mai devreme la usturoi și aici costă un kilogram de usturoi aici costă $7 și cu toată compar prețurile de aici cu ăla din România, zic $7 pe un kilogram de usturoi. Nu știu, poate se pare mie mult în capul meu, dar parcă în România nu era așa de scump pe vremea mea.
Acum nu știu ce prețuri mai sunt acolo, dar aici fructele și legumele sunt mai scumpe de obicei. Când cumpăram varză, am pus și eu 4 varze la murat. Când cumpăram varză, mă uitam, zic, 80 de cenți, jumătate de kil de varză. Și aici verzele sunt mici și îndesate și cotoroase. Așa că nu este perfectă pentru pusa murat, dar merge și asta, e mai bună decât nimic. Și mi-a zis mama, așa nu-i varză, e 1 kg, zic. Bine, aici lumea nu mănâncă varză, cum mănâncă lumea în România, nu pun varză la murat sau mai știu eu ce. Dar câteodată mi-e dor de prețurile din România la fructe și legume. Trebuie să merg în spatele lui Brad ca să-mi țină umbră. Am terminat și cumpărăturile la Walmart și când am ajuns aici am plecat, mi-am dat seama că am uitat lista acasă. Așa că ne-am făcut listă degeaba pentru că am lăsat-o acasă. Și am încercat să-mi amintesc ce aveam de cumpărat. Sper că am cumpărat tot ce aveam pe listă, că nu... Asta e, locuim aproape de Walmart, nu avem prea mult de mers. Și acum o să mergem acasă. Poate vă arăt patul pe care l-am cumpărat de la Ikea acum când o să mergem acasă. Ca să-l vedeți și voi. Am ajuns acasă mai devreme. Am terminat de pus mâncarea în frigider și în congelator și în dulap. Acum mănânc un jeleu de grapefruit. Super bun. Îmi plac bomboane cu arome de grapefruit. Așa cum stăm puțin. Stăm și nu știu dacă mai ieșim în seara asta, dar trebuie să mă duc jos ca să vă arăt dulapul. Nu dulapul. Trebuie să mă duc jos ca să vă arăt patul pe care l-am luat de la Ikea și noptiera. Am venit jos, sunt aici în camera unde filmez eu de obicei ca să vă arăt patul. Să vă arăt luminile mele. Cu luminile astea filmez pentru persoana care sunt curioasă ce lumini folosesc eu. Asta folosesc, luminile astea, trepiedul, microfonul e undeva pe scaun pe acolo, florile mele pe care le vedeți în fundal de obicei. Și aici este... Mi-am pus o perdea așa una peste alta, le-am agățat cu ace de siguranță ca să se vadă luminile mele, acolo am luminile. Și aici este patul. Patul pe care l-am cumpărat de la Ikea. Se cheamă Hemnes, dacă nu mă înșel. Da, așa este patul Hemnes. Și cum am zis, trebuie să cumpărăm și saltea. Mi-aș dori să filmez cu patul ăsta în fundal, dar camera asta este destul de mică și eu filmez cu obiectiv de 50 de mm și de obicei trebuie să stau cam departe de cameră dacă vreau să nu mi se vadă decât capul. Trebuie să stau la vreo 2 metri, cel puțin distanță de camera cu care filmez. Așa că încă nu știu cum o să fie, nu știu dacă o să încerc să fie asta fundalul meu după ce o să terminăm totul. Dacă nu, o să mă vedeți tot cu lumini în spate sau cu flori prin spate, cumva, nu știu. O să văd eu. Și astea sunt lenjeriile de pat pe care le-am cumpărat. Cumpărat-o pe asta și asta în lungi. Vreau să le combin. Să le amestec și am cumpărat și 2 placăme de la Ikea cu fulgi. O pene în ele. Una mai de vară și una mai de iarnă. Și cam atât. Aceasta este camera din unde filmez. Aici intru, acolo este un dulap. Dulap unde ții poți haine. Unde este gol, este un pătuț din ăla. E gol. Practic, și am niște lumini pe acolo. Dar e gol. Stai, mami, e și Connor aici. Trebuie să-l iau din drum. Deci acolo e dulapul, aici o să fie patul. Cum e destul de mare patul și nu e prea mult spațiu între pat și perete. Noptiera, aici sunt luminile mele, măsuța, luminile. Și asta este camera unde filmez. Așa că pentru cele care erați curioase cum arată camera unde filmez, așa arată. Dar dormitorul unde dorm, pe la n-o să vi-l arăt pentru că nu am ce să vă arăt decât mobilă, un pat și o noptieră și un dulap. Și cam atât, deci chiar nu am ce să vă arăt în dormitorul meu. Dar ăsta este patul și abia aștept să avem o saltea ca să pot să-l fac și să fie totul complet, ca să arate bine. Nu cred că voi mai face nimic interesant astăzi, așa că mă voi opri din filmat, pentru că probabil o să stăm și o să ne uităm la televizor și o să mâncăm cina. Așa că nu mai este nimic interesant. V-am luat cu mine la piață, v-am arătat camera unde filmez și cam atât pentru astăzi, cred. Sper că v-a plăcut vlogul de azi, să vă arăt o mică parte din ziua mea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like acestui filmuleț,
Să vă abonați dacă vreți să mai vedeți filmulețe cu mine și ne vedem în curând în următorul filmuleț. M-am pupat! Mua! Pa. Astăzi m-am gândit să vă povestesc câteva lucruri despre mine. Am mai făcut un filmuleț cu 30 de lucruri despre mine.